Frontiera și zonele muntoase ale Maramureșului fac din județul nostru unul destul de complicat de supravegheat din punct de vedere al salvatorilor montani. Totodată și turiștii sunt mulți, pentru că ei caută frumusețea naturii de la noi, iar ucrainenii care încearcă să treacă granița în România sunt de asemenea mulți. Numărul lor s-a dublat față de anii trecuți, dar nu a crescut și numărul salvamontiștilor care intervin atunci când sunt chemați la datorie. Să știți că ne confruntăm cu problema personalului. Am vrea să fim deblocați sau să ni se deblocheze niște posturi, dar e o problemă la nivel de guvern, la nivel de conducerea Consiliului Județean. Ne-am încercat și am făcut demersurile respective. Există o acreditare care specifică faptul că, pentru Maramureș, ar fi nevoie de măcar 30 de salvamontiști, iar în județul nostru își desfășoară activitatea doar 18. Avem o acreditare obținută pe Serviciul Public Județean Salvamont Maramureș care spune că avem nevoie de 5 formații de salvator montane. Asta înseamnă minim 30 de angajați. Noi suntem 18 în momentul ăsta, deci funcționăm un pic subdimensionat și asta e cea mai mare problemă noastră. Chiar și în aceste condiții, Serviciul Public Salvamont Maramureș face treabă bună, neavând la activ nicio nereușită, dar deblocarea angajărilor ar fi extrem de binevenită.